Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Survival cu Colpir! Oameni buni, astăzi avem de făcut un proiect extrem, extrem de greu. De ce zic asta? Pentru că va trebui să lucrăm cu villageri. Da, și în caz de nu știți, mie nu prea îmi place să lucrez cu villageri, dar hei, nu contează. Poate vă întrebați, Colpir, dar de ce să lucrez cu villageri? Care este faza? De ce ai spart chestia asta? De ce ai adus beacon-ul? De ce? Ah, ok. Stați calm că totul o să aibă sens în curând. Trebuie să facem o fermă de iron. Dar înainte să începem această fermă, vreau să mulțumesc sponsorului videoclipului acesta, Rubber Bandits. Este un joc distractiv care se poate juca multiplayer, până la 4 jucători, cu 8 moduri de joc pline de acțiune în care jucătorii trebuie să fure unul de la altul, să se bată și cine ajunge la linia de sosire cu cea mai mare pradă câștigă jocul. De pe 26 octombrie până pe 10 noiembrie, jucătorii pot să deblocheze caractere speciale de Halloween. Spooky time! După cum am zis, sunt 8 moduri de joc, iar preferatul meu este Bomb Panic. Este un fel de leapșa, numai că la sfârșit cineva explodează. Da. Și una dintre cele mai șmechere lucruri este că poți să-ți customizezi banditul mergând la magazinul din lobby, iar acolo poți să-ți cumperi diferite skin-uri. Dacă activezi crossplay, poți juca cu oameni care joacă jocul acesta pe diferite platforme, pe PC, pe console și multe altele. Jocul acesta poți să-l joci singur versus oamenii din toată lumea, dar mult mai distractiv este atunci când îl joci cu prietenii. Și hai să vă zic partea cea mai interesantă. Sunteți pregătiți? Ei bine, acest joc are Steam Remote Play. Ce înseamnă asta? Dacă tu ai cumpărat jocul, poți să inviți un prieten să joace cu tine, chiar dacă el nu are jocul cumpărat. Poți să inviți maxim 4 prieteni să joace cu tine și ei nu trebuie să aibă jocul cumpărat. This is crazy. Și partea cea mai bună este că acest joc costă doar 5 euro, ceea ce este destul de incredibil pentru un joc de genul acesta. Aveți linkul în descriere. Și m-am gândit că ferma de iron ar fi mișto să fie aici, nu? Adică, why not? Și de ce m-am gândit la asta? Ei bine, pentru că este destul de mare. Uite acolo, cam unde vedeți voi platforma aia, acolo o să se spawneze buteliile și o să cadă și... Oh my god, hai să nu vorbim de butelie, că mi-e dor de el. Dar whatever. Și având în vedere că este foarte mare, inițial voiam să fac o clădire și să înconjur toată construcția, toată ferma mea de iron. Numai că... Nu știu cum să vă zic, am zis că, bă, durează prea mult, o să fie prea greu de construit, nu vreau asta. Hai să facem doar fața construcției și în spate o să fie ferma. Și m-am gândit eu că asta e o schemă foarte bună, gen ca să mai economisez niște timp. Toram, toram, ia uite-l mă pe Wilson, ce frumos stă el aici. Oameni buni, în caz de nu știați, există un resource pack care este destul de popular, mai toată lumea îl folosește, chiar este extrem de șmecher, pentru că adaugă animații noi la câini, la diferite, la toți mobii, bine, aproape la toți mobii. Nu te cred! Unde e capra mea? Voiam să vă zic că... Oh my god! I'm so sad now! Voiam să vă zic că am adus două capre aici, numai că... Una, cred că a intrat în acest campfire și a murit. Și am doar una acum. Oh my god, trebuie să fac iarăși dita mai... Doamne, tu știi cât am stat ca să aduc aceste capre? Oh, ok, acum chiar sunt trist. Da, și după cum ziceam, am acest resource pack, Fresh Animation, care este foarte, foarte șmecher, dar uite, capra nu are animații, de exemplu. Vă arăt aici, uite, se numește Fresh Animation, versiunea 1.7, nu? Da, 1.7, și uite puțin, îi se văd ochiul ăsta, destul de șmecher. E ca lumea, e chiar foarte, foarte ca lumea. Adaugă animații foarte interesante în Minecraft și aveam foarte, foarte multe vaci și provoca lag, vă dați seama, pentru că sunt animații mai complicate și practic aveam dita mai lagul pe mapa mea de survival Colpir și trebuie să am foarte, foarte mare grijă cu să nu am așa de multe animale dacă vreau să folosesc acest minunat resource pack, care chiar e minunat, nu știu, îmi place la maxim. Dar fiți atenți ce problemă am întâmpinat eu. Am întâmpinat o problemă foarte dubioasă. Când am început să sparg acolo locușorul acela, ei bine, nu aveam eficiență
5. Aveam eficiență 4 pe acest Silk Touch Pickaxe, da? Și am zis că fuck, man, nu pot să sparg, nu pot să fac instant mine, să sparg așa. Așa că m-am dus la ferma mea de Enderman și am început să dau enchanturi pe toate cărțile posibile. Și după cum bine vedeți, am încercat de câteva ori și am reușit să dau peste o eficiență 4 plus eficiență 4 și au făcut eficiență 5 și am putut să sparg ăla mult, mult mai rapid, locușorul ăla unde o să vină ferma de iron. Iar aici, după cum bine vedeți, avem niște powered rail-uri. Super, powered rail-uri, super, ce trebuie să faci, colpir? Știți deja ce trebuie să fac. Trebuie să mut niște săteni. Mai exact, 3 săteni. Hai să vedem dacă avem 3 săteni aici. Avem 1, 2, 3. Fix ăștia 3. Ia uite ce frumoși sunt. Mamă, n-am văzut niciodată așa. Parcă se uite în sufletul meu acum. Oh my god. Da, deci acești 3 săteni, nu știu cum o să fac, dar vreau să îi iau și să-i transport în cave-ul ăla, că asta e șmecheria, trebuie să-i duc în cave-ul ăla. După trebuie să capturez un zombie, să-l... Hai de capul meu câtă muncă e pentru ferma asta de iron, dar se merită, oameni buni, se merită o fermă de iron, pentru că nu mai am iron deloc și chiar am nevoie. Ia, ăsta cum se mișcă? Wow! Ok. Mamă, ce se bălângăne! Ai, sare și nasul! Ok, bun, lăsăm glumele. Hai să mă gândesc eu, mamă, sper să-mi ajungă atâtea rail-uri. Că nu de alta, dar nu mai am fier. Nu mai am fier să fac alte rail-uri, so yeah. That's a problem. Oh, salut! Da, și de tine o să am nevoie. Bă, dar dacă stau să mă gândesc, ia vină tu aici cu mine. Mamă, sper să nu mor. Ok, l-am capturat. Ia uite că avem și zombiul. That's amazing și bine făcut, e bine pregătit ăsta. Stai să vedem, avem name tag, că dacă nu am name tag, e ca și cum degeaba l-am. Știi ce zic? Bă, dar ce mi-e ciudă că mi-a murit capra. Tui, mama, e de capra. Bă, cum să sară capra? Sigur o sărit în campfire-ul ăla. Jesus Christ. Ah, am auzit o capra, dar de fapt cred că e capra vecinului. Am trebuie name tag pentru zombiul ăla ca să nu se despauneze, dar având în vedere că nebunul ăla are casca și toate nebuniile alea pe el, mă gândesc că nu se despaunează. Dar o să vedem, o să vedem. O să testăm și dacă nu se despaunează până mut eu tot sătenii, e bine, e pont. Da, s-a despaunat. Tu l-ai omorât, bă? O să trebuiască să fac rost de un name tag. Știu că pot să fac rost de name tag de la villageri. Deci fiți atenți. O să trebuiască să avem foarte mare grijă și am aflat, e foarte bine pentru că am aflat, m-am interesat și aparent gușterii ăștia de librarieni, dacă facem toate trade-urile cu ei, poate să ne dea ei name tag, ceea ce e super bine pentru că avem 3 librarieni. Bun, stați aici băi gușterilor, trebuie să le fac un loc și să-l atrag doar pe unul, de exemplu. Oh, doamne, ce nu-mi place să lucrez cu villagerii. Oh, doamne, doamne, doamne. Da, e ok. E ok. Supraviețuim astăzi, o să fie bine. Bun, deci eu mă gândesc că trebuie să fraieresc un villager să intre pe aici, pe undeva, în acest minecart. Da? Deci nu cred că o să fie chiar așa de greu. Nu? Eu mă gândesc să pun aici asta și să pun lumul aici. Și el o să vină. Ok, bine. Fii atent. Oh my god, m-am blocat deja. Deci punem lumul aici, să vedem. Unul dintre ăștia trebuie să vină. Ăsta care n-are job, unul dintre ăștia ar trebui să vină. Acum ar trebui să vină. Niciunul vine. Nu vine niciunul. Dacă pun așa, să vedem, poate vine unul. Bă, dar aia sunt nesimțiți, bă, nu vor să vină deloc la mine. Veniți, bă, să luați job. Așa, vezi că se poate. Stai aici. Iar acum, lasă-mă să fac o schemă. Of, doamne, villagerii. Vreau să pun asta și vină și tu. Vină puțin să-ți arăt o schemă. Hai, te rog eu. Hai. Super! Ai venit aici. Wow! Vin așa. Așa. Și intră aici ca fraierul. Ce zici? Vrei să facem schemă? Nu! Unde te-ai dus? Oh. Nu, mi s-a dus aia, oh my god, colpir, oh, Jesus, de-abia aștept să termin cu ferma asta. Ia, hai,
Vine măcar Minecraft. Asta zic. Bun. Unul l-am luat. Restul, pauză. Du-te, așa, perfect, încolo, ok. Stai așa că avem o problemă, my friend. Băi, e cam aiurea, că eu pot să-mi stric drumul pe aici. Și nu prea aș vrea să-mi stric drumul. Așa că nu știu cum voi face. Chiar nu știu cum voi face. Dar ideea este că rămân și fără railuri. Stai că trebuie să mai craftez câteva. Trebuie să fac un drum pe lângă. Cumva trebuie să fac un drum pe lângă. Mamă, dar ce departe e. Oh, Jesus. Hai că mai am două stacuri de iron. Ar trebui să mai fac câteva railuri. Ok, s-ar putea să am destule acum. Doamne ajută. Hai să suflăm în horn. Tada! Bun, hai, înapoi la proiect, înapoi să facem muncă. Hai și tu. Mergi mai în față, că nu-mi place cum stai aici. M-am dat ce mult durează să-l împing așa. Hai, gigile, dă-i, mergi. Bă, stai că acum se duce prea repede. Bă! Stai că nu m-am gândit unde vreau să te duc. Cum să te duc? Oprește-te! O sări de pe șină? Nu contează, îl punem la loc. Ai de capul meu, mai mult mi-o luat să fac railurile și să fac drumul ăsta decât sunt 100% că fac ferma aia de iron în 2 secunde. By the way, să știți că aveți tutorial la fermă. Am făcut eu tutorial acum ceva timp. O să las linkul în descriere. Dar, da, hai că aproape am unit astea. Numai că trebuie să mai pun câteva chestii. Adică trebuie să mai pun niște power railuri pentru că urcăm la deal destul de mult. Mâncați-ași sufletelul tău, adică o să fie puțin cam greu, dar am încredere în puterile noastre. Nu am. Hai să testăm. Bun, deci o să pun ăsta aici, ăsta aici și ăsta aici. Bun, s-ar putea să fie totul ok acum. Ia să zburăm puțin, să vă arăt care este faza. Da, pe acolo am pus eu. Am pus cât am putut, dar numai că pe aici apare n-am terminat. Oricum trebuie să facem și aici tot așa din scări din astea, pentru că urcă la deal, bă, trebuie să urce la deal destul de mult nebunia asta de villager. Dar să sperăm că se merită, frate. O fac acum și după nu o să mai trebuiască să muncesc la așa ceva niciodată. Ok, băieți și fete, am făcut aici un loc unde să vină sătenii, da? O să-i blocăm cumva aici și... Da, hai să testăm, hai să vedem dacă am făcut drumulețul ăsta bun. Doamne ajută, că e de urcat mult. Și hai să vedem, acum ar trebui să fie totul bine. Bun, merg după tine, tovarășe. Nu pleacă. Sper să nu întâmpine probleme. Parcă văd deja că vine spre mine. Că dacă n-are destulă forță. Ia uite că urcă. Oh, nu, ce s-a întâmplat aici? Ok. E vina mea, să zicem că e vina mea. Hai. Aoleu, trebuie să urci asta. Nu urca asta nici să-l împuști pe băiatul ăsta. Cât dezastru fac eu pentru ferma asta. Gata, asta e tot ce am. Nu mai am niciun power drill. Let's go, baby, let's go. Acum sau niciodată. Da, du-te, fugi. Hai, urcă, încă puțin. Hai, moșu, hai, bun. Ia uite-l ce urcă. Wow, o lua liftul. Bă, lasă-mă să zbor să văd unde îi. Ia uite-l. Vai unde se duce nebunul. Trebuie să ai grijă să nu fie un zombie ceva pe acolo. Ok. That's nice. Finally, bun. Trebuie să mai fac rost de puțin iron pentru niște minecart-uri ca să pun și ceilalți din era să mor. Oh my god. Nu că totul e ok. Da, totul merge bine, totul... by the way, v-am zis că o să fac și construcția, gen... Pe lângă că o să fac fermă, o să fac și construcția, gen... E un episod lung azi. Oh, da, un episod lung. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Vă mulțumesc. Mă duc la minat acum, asta îmi trebuie mie minat. Că eu n-am destule probleme pe cap. Ok, am făcut rost de încă două minecart-uri. Este absolut superb. Acum iarăși trebuie să mă enervez puțin cu gușterii ăștia până când îi conving să vină și ei să vadă că viața e bună aici, pe partea cealaltă. O să-i sclavesc, vă dați seama ce o să le fac, o să-i distrug. Și ar trebui să pun unul de asta că nu știm niciodată cine vine. Aparent venise unul bun tura asta. Hai că am să pun ăsta aici. Sper să nu plece ca demento. Hai, moșule, hai, vină tu. Tu ești tovarășul. Tu... Vină cu ace. Intră în asta. Ok, fuge. Nemernicule.
Ah, by the way, aveți? Nu aveți. Mamă, dar cu cine am făcut și eu mai multe... Pai, câte trade-uri trebuie să fac cu ăștia ca să deblochez nebunia aia de name tag. Dar am nevoie neapărat de name tag. So, yeah. I think I need to do it. Ia mișcă tu puțin. Da, îl împing. Ai. Insist până când vor și ăștia să... Hai, urcă, așa. Urcă și urcă în ăsta. Bă, tu n-auzi că n-ai voie? Nu. Tu ești bețe boy, nu? Un drum către o viață minunată. Minunată, crede-mă. Bă! Zic că s-o dus la bun. Un s-o dus? Ăla-i. Bun, perfect. Ceilalți? Duceți-vă acasă. Gata. Te-am prins și pe tine pentru tura a 2. Ah, unde mi s-a dus Săteanu? A, se duce... Mamă, dar ce bine am făcut ăsta, ești nebun. Dacă nu se oprește deloc, sunt șocat. Mamă, am făcut roller coaster adevărat aici, ești nebun pe Survival Colpir. N-am făcut în viața mea pe Minecraft un roller coaster. Ia uite-l. M-aș da și eu o tură, sincer. Ok, băieți, ați ajuns aici, super. Încă unul și gata. Doamne, dar mult a mai durat. Chiar dacă o să-și ia puțin damage, nu mă interesează. Așa, perfect. Ideea e că am reușit într-un final să ducem toți villagerii, oameni buni. Bine, acum sper să supraviețuiască ăla. Și de acum tot ce trebuie să fac e să fac niște trade-uri cu sătenii. Sau mai este o variantă să mă duc să explorez puțin. Poate găsiți ceva mișto și găsiți și un name tag. Dar name tag-urile de obicei se găsesc în mineshaft-uri. Mamă, dacă nu a ajuns, plâng. Dar plâng cu lacrimi. Așa, sunteți toți trei? Ah, chelboșii mei. Mă bucur. Ah, I need a break și după ne apucăm de construit. Hai, și trebuie să aduc și un zombie. Hai, de capul meu. Cât iau și eu o pauză, eu zic că ar trebui să citim comentariul din episodul anterior. Comentariul care a strâns cele mai multe like-uri, după cum bine știți, la fiecare episod citesc câte un comentariu, cel care a strâns cele mai multe like-uri, bineînțeles, după cum am zis. Și îl avem de data aceasta pe Dominicuțu. Dominicuțu, care zice în felul următor. Idee! Când vine un update, să faci un loc special pentru sărbătorirea sosirii lor. Itemelor sau mobilor, cred că la asta se referă, și o idee extraordinar de bună. Când o să apară 1.20, nu știu exact, cred că în 2023 mai exact, atunci am să fac un loc special pentru 1.20. O să fac ceva pe tematică de 1.20 pe lumea de survival cu colpiri. Cu siguranță voi face chestia asta, mulțumesc foarte frumos pentru sugestie. Nu mă gândisem, dar... Da, e foarte bună ideea, foarte, foarte bună ideea. Și ca să-mi iau încă o piatră de pe suflet, este momentul să punem 2 abonați pe perete, pentru că am strâns 2000 de like-uri, 2000 și ceva de like-uri am strâns, așa că punem 2 abonați pe perete, imediat îi extrag și îi și citesc. Ah, by the way, m-am gândit eu foarte bine, locul ăsta o să fie foarte laggy. Oh, da. Nu știu, cred că la un moment dat o să mut undeva toți membrii și toți abonații, pentru că eu pun așa de multe sign-uri și o să fie foarte, foarte laggy. Momentan suntem ok, dar mai încolo, baby, o să fie cam greu. Abonații din acest episod care au ajuns pe peretele abonaților sunt Ion Muntean și Ștefan Popa. Bine ați venit aici pe peretele abonaților. Oameni buni, știți ce aveți de făcut dacă vreți să ajungeți pe peretele abonaților. Like și un comentariu ca să pot să vă extrag în următorul episod și unul dintre voi o să fie norocosul care o să apară aici pe peretele ăsta. Dar acum, oameni buni, următoarea misiune este să ne facem niște rachete, pentru că nu mai am rachete și nu este deloc ok, dar din fericire avem destul de mult sugar cane, așa că o să iau destul de mult sugar cane. Ia uite aici, bam, 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 mi-ajunge momentan. Am aici niște gunpowder, bam, și acum trebuie doar să craftez ca un maestru. Am auzit un zombie, mi-e frică de zombie, nu pot să cred, sper să fie sătenii mei acolo, că dacă dispare cum au dispărut și capra, eu cedez psihic. Câte rachete are colpir. Baby, look at this, yeah. Fai, dar partea cu construitul, gen când o să facem fața construcției, că după ce am terminat și ferma de iron, o să fie cea mai lejer și cea mai relaxantă. Dar până atunci, hai să vedem cum facem rost de un name tag.
Trebuie să văd, să mă gândesc dacă vreau să explorez sau vreau să fac o tonă de trade-uri cu gușteria aia. Sincer să vă zic, nu prea am chef să fac trade-uri cu sătenii, că durează destul de mult. Așa că eu tare m-aș plimba să mai caut un... Nu știu, frate, un spawner? Există vreo spawner pe aici? Am căutat pe interneturi și aparent zice Minecraft Wikipedia în felul următor. În mineshaft-uri, pe Java Edition, există o șansă de 47% să găsim name tag-uri. Adică acolo e cel mai mare procentaj, acolo aș putea să găsesc name tag-uri. Așa că o să-mi fac niște poțiuni de night vision, mă gândesc eu, și o să mai zbor puțin prin zona asta, că am data mai... Cave-urile. Sigur trebuie să fie un mineshaft pe aici, nu? Eu mi-amintesc ceva de un mineshaft, dar nu mai țin minte așa de bine. Așa că bem această poțiune și hai să vedem dacă găsim ceva pe aici. Bă, dacă îți butelii pe aici, ești nebun. Ia uite acolo, Ancient City, alea. Ah, by the way, și în Ancient City se găsește name tag. Ce ziceți, încercăm? Hai să vedem. Ori zărim un... wow, diamante, ok. Ori zărim un de la... Am și uitat cum... Un spawner. Mamă, câte diamante pe aici, ești nebun. Cred că o să mă opresc să-l iau dacă tot avem. De ce nu, știi ce zic? A, uite câte diamante! Da, eu n-am venit după diamante, am venit după spawner. Spawner sau mineshaft. Una din astea. Uite diamante! Mamă, cum am ratat diamante? Mamă, de câte ori am venit pe aici și am ratat diamantele astea. Dar nu zic nu. Nu zic nu niciodată la diamante, știi ce zic. După sunt sigur că m-ați fi luat la comentarii. Și mi-ați fi zis, bă, Colpir, dar ce facem? Trecem peste diamante, așa? Cum adică? Nu-i frumos. Poate sunt puțin nebun, dar cred că mă duc în Ancient City. Sigur găsesc acolo un name tag, nu? Da, sunt nebun astăzi, e ok, Colpir. O să luăm niște Enchanted Golden Apple, niște regenerare și... Da, cam atâta. Dacă mă bate Warden-ul și îmi pierd toate diamantele și armura... Oh, no. Mă duc repede acolo și poate găsesc ceva. Hei, uite, mineshaft, stai, ce? Poate reușim aici mai repede. V-am zis că știam ceva de un mineshaft. Stai, cum ajung eu aici? Asta e tot? Bă, voi vă bateți joc de mine. O să fac o schemă. A, schemă ță, a fost asta? Nu prea aș avea chef să merg să mă bat cu Warden, nu? Că 100% îl activez. Că o să fac gălăgie, nu stau eu să mă... Stai, cred că am văzut. Aha. Name tag. Slavă cerului. Îmi pare rău dacă v-am păcălit, v-am dat speranțe că o să mă duc în Ancient City să mă bat cu Warden-ul, dar o să fie alt episod când o să fac asta. Promit. Gogu Martalogu. Da, sună perfect. Acum trebuie să-l și capturăm. Este seara? Nu. No. Da, hai să vedem și diamantele astea. Hai să vedem câte diamante facem din 10 blocuri cu Fortune 3. Hai să vedem. Ziceți în comentarii, repede, acum ziceți, repede, puneți pauză. 24, băieți, 24. Dar totuși, mă gândesc că ar fi o idee mai bună să punem sătenii la locul lor, să fie totul bine și frumos și după ce îi punem și aranjăm totul, o să punem și zombiul. Adică... Da, mai bine așa. Așa că o să mă apuc să fac ferma și nu cred că are rost să fac nici timelapse și nici nu are rost să vă explic cum se face această fermă, deoarece aveți un videoclip în descriere. Fratele vostru Colpir, chiar el a făcut tutorial pentru fermă de iron care funcționează foarte, foarte bine pe 1.19. Așa că, dacă vreți, uitați-vă la acel videoclip, pentru că nu mai explic acum cum să faceți ferma, o fac direct și după... Previn. Ei, mai aveți puțină răbdare, nu mai țipați atâta. Imediat termin și eu de construit. Oh my god, mai am o grămadă de construit până îi pun pe ăștia. De fapt, nu mai am chiar așa de mult, dar, oameni buni, trebuie să vă arăt o chestie nouă. Trebuie să facem puțin redstone cu Colpir. Oh yeah, baby. Și vă zic și de ce, pentru că în tutorialul ăla cu ferma, nu am făcut asta. Ei bine, dacă vreți să aveți o fermă underground, ar trebui să faceți ce fac eu acum. De ce? Pentru că villagerii ăștia... Când o să fie aici, în zona lor, unde o să fie aici la chamber-ul lor, da? Aici stă unul, acolo unul și aici încă unul. Trebuie să pun și patul aici. Și, da, în mijloc stă zombiul. Când se face seară,
aparent, gușterii ăștia nu vor să se ducă la somn. Așa că am testat asta, am testat-o pe o lume de creativ și am testat-o și poate să vadă și lumea dacă vrea. De exemplu, membrii VIP și Premium au acces la videoclipuri de genul acesta. Un videoclip în care am testat să văd dacă funcționează ferma, v-am arătat cum să folosiți Lightmatica, v-am arătat cum să folosiți anumite comenzi, cum fac eu, cum mă pregătesc înainte de a începe un episod. Și mai urmează încă un episod tot așa pentru membri, cred că deja ai postat, unul în care am arătat procesul în care m-am gândit eu cum fac construcția, dar discutăm mai încolo. În orice caz, ce voiam eu să zic? Trebuie să facem neapărat o chestie de genul acesta. Ei bine, facem un timer și odată la ceva timp, aceste blocuri de teracotă o să se ridice, da? O să se ridice și, practic, gușterii ăștia nu o să mai vadă zombiul din mijloc. Asta înseamnă că o să poată să se ducă la somn și asta trebuie să se întâmple, că dacă nu se duc la somn deloc, nu se mai spawnează niciun Iron Golem sus. Și de asta trebuie să facem ce urmează să vă arăt eu. Deci, o să avem nevoie, în primul rând, de obsidian aici, pentru că vom folosi niște slime blocuri. Așa că o să punem aici un redstone dust. Aici o să luăm un sticky piston. O să vă învăț cum să faceți un Ito clock, dacă vă vine să credeți sau nu. L-am pus bine. Nu pot să cred. L-am pus bine. Bun. Acest sticky piston o să fie foarte util. O să vă zic și de ce. Asta am făcut eu singur. Mai puțin clock-ul. Clock-ul l-am luat de la Ito. Dar restul m-am gândit eu cum să fac, cum să vin cu soluții, ca așa. Bun, după cum ziceam, trebuie să punem în modul acesta niște slime blocuri. Uite, aici o să trebuiască să punem un redstone, aici un redstone, aici iarăși un slime block și aici iarăși un redstone block. Ce se întâmplă? Atunci când o să se activeze timerul, o să se activeze și acest piston și pistonul o să împingă toate astea, hai că vă și arăt ca să fie treaba, să vă explic, da? Acest redstone și atunci când este activat o să se ridice și acele pistoane cu teracota și o să poată să doarmă setenii pentru o secundă, după se duce timerul, bum, cade înapoi, iarăși setenii o să vadă zombiul și după ce o să-l vadă o să sperie și o să mai spawneze alți Iron Golem. Deci cam asta este șmecheria pe care încerc eu să o fac aici. Stai să văd dacă mi-amintesc cum se face sau trebuie să mă uit la... Așa, deci trebuie o torță acolo, o torță aici. Aici trebuie să ne amintim că trebuie să punem blocul ăsta. O torță aici, o torță aici. Bun, perfect, până acum este absolut genial. Bun. Aici o să avem nevoie de un hopper din ăsta și hopperul ăsta trebuie să intre în ăsta și după îl spargem pe ăsta ca să intre în ăsta. There we go, boys. Avem nevoie de redstone comparator. O să punem unul aici și unul aici. Superb, superb până acum. Avem nevoie de un piston din ăsta și un piston din ăsta. Și în mijloc va trebui să avem nebunia asta de bloc de redstone. Bun. Și acum va trebui să punem blocul ăsta unde era și aici trebuie să pun redstone, redstone. Ce înseamnă asta? Acum ca să îl facem să funcționeze chestiuța asta, trebuie să punem niște blocuri în hopper. De exemplu, noi o să punem mai puține ca să vă arăt că funcționează. O să punem 7 și după cum bine vedeți s-a activat nebunia asta de ce v-am zis eu, da? Deci, easy, easy. Mamă, tu știi, eu am stat foarte mult să fac chestia asta. Dar, pentru voi acum este ușor, că v-am explicat imediat. Bun, am stat mult pentru că am încercat eu să rezolv singur problema. Și e mult mai satisfăcător când rezolvi tu singur problema decât să te uiți la tutoriale redstone. Părerea mea. Bun, și aici o să punem mai puține. De fapt, o să punem mult mai multe din astea blocuri. O să punem undeva la 64 de blocuri, cred. Bine, hai să le punem pe astea 54 ca să nu facă în continuu țăcă, că e enervant, știi? Și putem să punem, nu știu, vreo 2-3 stack-uri și odată la ceva timp o să se miște chestiuța asta și o să fie bine. Dar da, trebuia să vă explic chestia asta pentru că este o chestie aparent foarte, foarte necesară dacă vrei să faci și tu o fermă de genul acesta în subteran. Apar, nu știu, cred că dacă ieși la lumină, dacă ieși afară, și faci această fermă, nu ai nevoie de șmecheria asta pe care am făcut-o eu aici. Ok, oameni buni, am făcut acest tub
Pe acolo vor pica toți Iron Golemii și vor pica aici, în locușorul ăsta. Și bineînțeles că ei sunt destul de înalți încât o să-și ia damage datorită lavei. Și aici nu este lavă, deci practic Iron-ul poate să vină perfect în chestul meu. Am făcut această scăriță și acum o să încerc să duc un villager acolo. O să încerc să-l pun pe ăsta. Hai, moșule, du-te, du-te și sper să nu mori. Dacă mori, fac urât. Ok, bun, n-a murit. That's great. Și o să-i pun și pe ceilalți doi, iar după trebuie să punem zombiul fix acolo. Cum facem ca să nu-l lovim? Apăsăm F3, bă, ne uităm la hitbox-uri. Facem asta, facem asta. După facem bam, bam, bam și are și pat, are și torță, atât îi trebuie. Atât îi trebuie unui sătean. Haide, moșulică, haide, 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 perfect, vine și noaptea. E absolut perfect. Stai, ce ăla și-a luat job? Bă, n-ai de unde să ții job, crede-mă, n-ai cum. F3, bă, dăm repede și după trebuie să închidem locușorul ăsta. Ok, deci sticlă punem acolo. Ok. Să sperăm că... Nu, 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 eram... Oh my god. Vino cu ace, vino cu ace. Nu, 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 nu. Oh, nu. Ăsta e un dezastru. Ăsta e un dezastru. Nenorocitule. Intră, intră, intră aici. Intră aici. Doar intră. Nu, nu, nu. You know what? Bine, frate, dacă vrei tu job, hai să-ți pun job aici. Hai, vin aici. Du-te că nu mai pot. Stai așa acolo. Eu va trebui să pun glass aici, a? Acum dă-te de aici ca să pun patul. E, ăsta e traseul vieții mele. Și acum pune patul colbier, nu în cap, că e gras ăsta. Ok, gata. Și acum eu cum ies? Oh, dacă ieșai. E, doamne. E bine, e bun. Încă unul. Doamne ajută. O veni seara. Incredibil. Foarte frumos. Unde este un zombie? Unde este un zombie? Pentru că vreau să-l pun, să-l capturez, să-l omor. Nu, fără să-l omor, fără să-l omor. Colpir, calmează-te. Avem aici Gogu Martalogo. Hai să suflăm după zombie. Bă, Vasile, bă, unde ești? Uite-l, uite-l. Ăsta e norocosul. Ăsta e norocosul. Vină după mine, tovarășe. Da, ești cam tâmpit. Hai pe aici, bă. Mă vezi, sunt lângă tine, hai. Ești perfect pentru jobul ăsta. Ești perfect pentru jobul ăsta. Hai, oare urcă el singur? Ce bine ar fi. Da, du-te! Du-te! Să nu te mai văd. Nu, 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 nu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu! No! Sigur o muri, nu? How? Nu, nu muri, nu muri, nu muri, nu muri. Doamne, ferește-mă. Hai mai repede până nu... Că parcă văd că îl sufocă iarăși ceva pe acolo. Ieși de aici. Ieși de aici. No, îl sufocă alea. Haide, bă. Haide, vină încoace. Tu să sperăm că nu te mai sufoci. Adică am scos un rail de acolo și ar trebui să fie bine tura aceasta. Hai pe aici. No? Așa, baby. Dacă mori și tu, deja l-aud cum se sufocă. Deci eu nu... De ce se sufocă în pistonul ăla? Că nu mai pot. Ia uite, îl iau pe ăsta. Îl iau pe ăsta, că ăsta e rezistent. Hai, Gogu, Martalog, ești full iron, ce naiba. Mamă, dacă intră celălalt, îl bat. Așa. Tu du-te. Stai că-i bine, în sfârșit, asta era schema. No, deci no, 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 no. Hai din nou. Și acum dacă te spawnezi lângă mine, îți dau două capace. Dar dacă eu fac așa, pun trei blocuri din astea. Asta zic. În sfârșit. Acum îi dăm numele Gogu Martalogu și o să stea pe viață aici. Dar Colbir nu știa că o să întâmpine dificultăți. Haide, bă, speriați-vă, nu? Nu sunteți speriați? Bă, sper că n-am greșit nimic, încep să-mi pun întrebări iarăși. Bă, e rău. E rău tare. Sătenii mei nu știu ce au în momentul de față, dar nu vor să se culce.
și e cam noapte afară. Ok, cred că știu care e greșeala, dar hai să testez altceva înainte. Și n-au cum să sară, să fugă într-o parte? Mă rog, vreau să pun asta. Ok, deci da, s-ar putea să fie asta problema. Fii atent, man, nu pot să cred. Asta trebuia cu un layer mai sus, cred că. Deci tot glass-ul ăsta trebuia cu un layer mai sus. Dar hai să testăm înainte de asta. Deci Silky, ai că e bine. Gen, el nu poate să sară ca să se bage în pat. Eu am înțeles care-i schema. Bă, acum poți să te bagi în pat? Întrebarea este... Tu nu-l mai vezi pe gușterul ăsta. Te-ai băgat în pat. Asta era șmecheria, man? Că... Oh my god. Da, ok, bine. Așa, s-o băga și ăsta în pat. Doamne ajută. Acum ar trebui să spauneze Iron Golem. Ar trebui. Da, yes! Sunetul victoriei. Oh, mamă, ce m-am speriat că am dat fail-ul maxim, dar de fapt sunt un geniu redstone și un geniu ferme și mă pricep să fac chestii de-astea și avem primul iron! 3 iron! Wow, super! Bun, oameni buni! Acum, hai că fac un timelapse cu cum construiesc eu toată asta, să arate mult mai bine, că arată oribil în momentul de față. Vizionare plăcută! Bună dimineața, oameni buni, bine v-am găsit! Oh my god, ce frumos! Sunteți curioși, probabil, să vedeți cât iron o strâns Colbir. Ei bine, nu am strâns chiar așa de mult pentru că nu am stat așa de mult AFK. Pentru că era foarte târziu aseară când am construit nebunia asta și uite ce frumos arată, sincer. Oh my god, Colbir, wow, cum ai făcut asta? Ei bine... Am și un videoclip pentru membrii. Am mai zis chestia asta, dar vreau să zic chestia asta ca să știe membrii mei să se uite acolo. Că am arătat cum am construit toată nebunia asta, ok. Nu este foarte complicat, este chiar destul de ușurel ce am făcut eu aici. Am folosit în principal numai bricuri de astea de deep slate. Și acolo unde vedeți slaburile astea, trebuie să vină... Au, stai că n-am cum să vă arăt. Trebuie să vină... Au... Un fel de alea, da, anviluri. Deci unde sunt slaburile alea de acolo și slaburile alea de acolo, o să trebuiască să vină anviluri. Și credeți-mă, arată mult mai bine așa. Ușa aia nu știu dacă o să o păstrez așa, mi se pare puțin cam prea extraterestră și o să mă mai gândesc să văd dacă o las sau nu. Aici avem puțină lavă și aici o să fie o cameră unde o să dețin eu foarte mult iron. Partea asta de sus nu știu dacă o să vedem, acolo este lava. În spate acolo nu cred că o să fie pus deep slate-ul cum l-am pus așa, o să fie o... tot așa cred că o să fac o cameră, gen, nu știu ce o să fac în locul ăsta, dar nu mai am timp astăzi să fac nicio cameră. Mi-a ajuns, nu mai vreau să văd, să aud, să nu mai vreau. Nu știu dacă ați văzut în timelapse-ul ăla, cu siguranță probabil ați văzut, ați observat că prima și prima dată m-am ocupat de partea aia, de partea asta de sus, ca să fac să arate locul ăsta cât mai bine și practic am încercat să pun repede, să fac spawn-proof, să nu se spawneze niciun iron golem, știi, că în timp ce construiam voiam să se mai spawneze câte un golem și să facă iron. Hai să vedem acum cât iron o strâns Neacolpir. Neacolpir o strâns ceva iron plus iron-ul de acolo, că și alea au fost făcute tot din iron-ul de la fermă. Așa. Hai, produ acolo, produ. Bun. Și trebuie să pun acolo 5 și acolo încă 5. Deci trebuie să mai fac 2 anviluri și am scăpat. Și cât am stat eu AFK în tot acest timp, tot am verificat din când în când să văd dacă se mai spawnează un iron golem prin alte locuri. Și tot se mai spawna și tot veneam și reparam zona respectivă ca să nu se mai spawneze și tot așa, știi? Și până la urmă, acum am stat AFK vreo 2-3 zile, 4 zile, nu știu exact cât am stat, dar ideea este că... Nu s-a mai spawnat niciun iron golem prin alte părți. Și asta e faza, că dacă se spawnează un iron golem, de exemplu, acolo și stă și nu-și ia damage și toate alea, ideea este că nu se mai spawnează alt iron golem. Deci, da,
trebuie să fie doar un Iron Golem. După ce moare asta se mai spawnează unul, după ce moare asta se mai spawnează unul și tot așa. Nu spawnezi niciodată vreo 2-3 deodată sau ceva de genul ăsta. Un proiect super, super mișto, părerea mea, și sunt fericit. O ieșit destul de bine. Poate o să mai adaug niște detalii pe parcurs, dar îmi place momentan cum arată. Dacă mai aveți alte sugestii, nebunele, șmecherii, să-mi ziceți în comentarii. Și am ajuns la camera mea, care, by the way, este o cameră cam urâtă, părerea mea. Ar trebui să o schimbăm, ar trebui să facem altceva, ar trebui să facem altceva. Uite, de exemplu, aș putea să pun locul ăsta cu jurnalul acolo, în capul meu. Da, nu știu, să mă mai gândesc. În orice caz, hai să vedem ce a scris Neacol Pir pentru episodul 17. În acest episod am făcut ferma de fier, dar nu a fost așa de ușor. Am avut mare bătaie de cap cu sătenii, of course, ca întotdeauna. Dar într-un final am finalizat-o și merge excelent. Chiar merge excelent. Încă un lucru destul de important. Nu mai ține animale lângă campfire. Da, asta e un sfat de viață. Asta e un sfat de viață. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că v-ați urmărit. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări și ne vedem în curând cu un nou episod, adică mâine probabil. Păi mâine, nu știu, postez zilnic. So, yeah. A, da, și YouTube zice că videoclipul ăsta 100% o să-ți placă, deci apasă pe el.